Cu activitate de 70 de ani, Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Câmpul Lung este o organizație financiară nebancară creată pentru a-i sprijini financiar pe membrii săi. Fiind vorba de o instituție care acordă împrumuturi financiare pentru cei care sunt membri ai ei, transparența gestionării fondurilor este una dintre noutățile aduse de noua conducere asigurată de economistul Nicu Șoroncioiu, președinte, secretar profesoara Mariana Șerban și alți trei membri ai Consiliului Director, profesorul Ion Călinescu, preotul Eugeniu Matei și economista Ilioara Miculescu. Aseară, în prezența reprezentanților membrilor CAR Învățământ, au fost prezentate în detaliu activitățile lunare, dar și bilanțul pentru anul 2018. Principalele aspecte ale lucrărilor ședinței pe ordinea de zi sunt următoarele. Raportul Consiliului Director pentru anul 2018, raportul contabil la 31 decembrie 2018, raportul Comisiei de Cenzori, bugetul aferent anului 2019, aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2018 și informare privind stadiul și situația clădirii de la Eforie Sud. În prezent, CAR Învățământ Câmpul Lung are înregistrat un număr de 3700 de membri, mai mult decât anul precedent, număr evident sporit de la preluarea mandatului actualului Consiliu Director, atunci când în evidență erau 3517 membri. În anul 2018 s-au acordat un număr de 1850 împrumuturi, ce reprezintă o medie de 131 împrumuturi pe lună, împrumuturi și rambursări. Graficul care a adus un excedent de 1.312.217,97 de lei. Pentru anul 2019, Consiliul Director al CAR Învățământ își propune o majorare a numărului membrilor, o dezvoltare a ajutoarelor ce pot fi oferite, dar s-a vorbit și despre situația membrilor care în trecut s-au retras din CAR și care acum doresc să revină. În ședințele Consiliului Director am întâmpinat anumite probleme legate de unii membri din CAR care în perioada aprilie 2017 au plecat, vor să vină înapoi. Ori suntem un CAR care ne respectăm și ne respectăm unii pe alții, în sensul că dacă toți plecam, acest CAR să avea probleme. Acum am plecat, am văzut că activitatea CAR-ului merge bine sau chiar foarte bine și acum vrem să venim înapoi. Ce încredere eu ca președinte sau Consiliul Director poate să mai aibă în membrii respectivi? Reprezentanții CAR Învățământ au vorbit în cadrul adunării generale despre atenția pentru gestionarea atât a fondurilor cât și a încrederii celor peste 3.000 de membri, dar și despre campania deja începută de prezentare a serviciilor oferite la nivelul unor unități economice din zona Mușcel pentru atragerea de noi membri, mai ales că au fost negociate cu băncile comisioane ce reușesc să facă din serviciile oferite de către CAR chiar ajutoare financiare.